Capitolul 4. Propovăduirea Evangheliei. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci, prin arătarea adevărului. Ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robi voștri pentru Isus. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos greutățile slujbei. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Însă, fiindcă avem același duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit, și noi credem și de aceea vorbim. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi căci toate aceste lucruri să petrec în folosul vostru, pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Pricinile de încredere. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, Totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd ci la cele ce nu se văd căci lucrurile care se văd sunt trecătoare pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.